Italia, că PNL-ul este varianta cea mai bună pentru România astăzi. Și nu avem timp pentru experimente. Nu ne permitem. PNL-ul este partidul care a negociat această finanțare europeană. Pot să spun despre el că e o persoană de încredere, o persoană care își ține cuvântul, o persoană care e loială oamenilor, o persoană cu viziune și cu anvergură, e cineva care vede mizele mari, este preocupat de soluția la probleme și nu de beneficiu de imagine pe care l-au obține rezolvând acea problemă. Acesta este țelul nostru, să asigurăm o dezvoltare accelerată la România. Domnul Vela! Nu vede de lumină. Luminile știu, ca la spectacol. Ce faci obstau? De la atâta galben s-a aprins lumină. Vedem imagine de la partide, așteptare acolo. Iată rezultatul. PSD 30,5%. Primul loc. PNL 29%. Excelent acest material video al colegilor de la Europa Liberă. Atmosfera, căci asta face toți banii aseară la PNL, partidul care a pierdut alegerile parlamentare de ieri, duminică. Invitații mei, plonjăm în subiecte pentru că evenimentele se precipită. Premierul Orban II, își anunță mai mult ca sigur demisia în această seară. Din clipă în clipă, la guvern, e de așteptat anunțul său după o ședință fulger de 10 minute în care șeful statului, Klaus Werner Iohannis, i-a pus în vedere că nu va mai fi premier. O vedea ce se întâmplă. Invitații mei, Sorin Roșca-Stănescu, jurnalistul Roșca-Stănescu, bună seara, maestre. Mulțumesc că sunteți cu noi la Metropola, la Prime Time. Și Mihai Drăgan, avocatul Mihai Drăgan, societatea civilă. Partea bună, zic eu. Mulțumesc. Domnule Roșca-Stănescu, am nevoie de analiza dumneavoastră. Se caută premier. Alegerile sunt câștigate de PSD. Lumea toată știe că președintele care a ieșit acum un ceas a spus că PSD nu va guverna. Ce înțelegem? Criza pandemică e în continuare. În a doua parte o să vină domnul Radu Țincu de la Floreasca, medicul ATI, care o să vină iarăși cu cifre îngrozitoare. Adică viața bate filmul. Începând de azi dimineață am anunțat că nu vom mai avea un premier în persoana lui Ludovic Orban. De mai mult timp am spus că Ludovic Orban își va pierde poziția de premier. Nu m-am bazat pe informații privilegiate, ci pur și simplu am utilizat logica formală. Era firesc ca după pierderea alegerilor Ludovic Orban să fie forțat să demisioneze. Repet, nu a demisionat el, și acum vă fac o dezvăluire, adică nu el s-a cerut afară, ci i s-a cerut să plece afară de către președintele Klaus Iohannis și de către unii membri importanți ai partidului, cel mai relevant fiind Rareș Bogdan. Păi, noi știam că domnul Ludovic Orban e un politician redutabil. A trântit niște guverne pe doamna Dăncilă, a făcut multe. Chiar așa s-a executat în fața președintelui Iohannis și a lui The Number One? Nu avea ce să facă pentru că înfrângerea din alegere a fost usturătoare. Deci după ce au făcut tot ce a fost posibil pe lumea asta ca partid politic pentru a reuși să cumpere electoratul, să câștige alegerile, iată, le-au pierdut. Iar pierderea a fost surprinzătoare chiar și pentru PSD, care nu merită
să câștige cât a câștigat. A câștigat din vot negativ. PNL-ul se simte bine în momentul ăsta, fără liderul partidului său, sau, mă rog, informațiile pe surse acreditează ideea că premierul pleacă din funcția de șef al guvernului, pică guvernul său, dar rămâne șef la partid. Dar se simte bine partidul? Partidul cade din lac în puț, pentru că premier interimar va fi Raluca Turcan, ceea ce este o catastrofă pentru sunteți sigur? Și în general pentru guvernul și guvernarea din, din România. Dar nu are nimeni încotro. Asta este situația și va fi Raluca Turcan premier interimar probabil o lună, o lună jumate, până când se va găsi un nou premier. Un nou premier de unde se va găsi? Că doar nu din PNL. După opinia mea, domnul Klaus Iohannis, așa cum eu anunț de luni de zile bune, îl va aduce pe Siegfried Mureșan, care este omul de cancelare al cancelarului Angela Merkel și îl va aduce premier în România. Stați asta că este... ne-ați bombardat cu informații în exclusivitate. Faptul că... Bun, prima întrebare ar fi... Ce o recomandă pe doamna Turcan? Domnule Drăgan, vă verificați și noastră sursele. Noi știam așa, că domnul Câțu stă bine, era să fie prim-ministru, nu? Prin februarie. Domnul Ciucă, cel cu contractele de la americani, validat de american la ultima vizită, ministrul actual al apărării, iarăși om de casă al președintelui, domnul Bolojan, iarăși de la Consiliul Județean. Bun. Ce recomandă pe doamna Turcan? Sunt două persoane despre care nu vreau să vorbesc pentru că n-am ce să spun. Despre domnul Câțu îl consider un visător, ca să nu mă exprim altfel. Așa că eu refuz să iau în considerare visători într-o astfel de funcție de care depinde, ce să zic, depinde o țară întreagă, până la urmă, o societate întreagă. Cred că un premier trebuie adaptat sau alegerea unui premier trebuie adaptată neapărat situației în care ne aflăm. Mă refer și la situația medicală, mă refer și la situația economică. De aceea nu pot să fiu de acord cu un visător într-o astfel de funcție, pentru că să nu uităm în ce hal a crescut datoria publică. Nu vedem absolut niciun efect al acestei creșteri a datoriei publice, pentru că, din câte știu, medicii sunt în continuare neplătiți. Domnul Dragan, ați început cu cine nu. Eu îl cred pe domnul Roșca Stănescu. Cine da, aș vrea să vorbim. Deci doamna Turcan, a doua femeie prim-ministru după Viorica Dăncilă, dar nu mai avem timp. Mergem la Orban, face declarații premierul. Pentru Parlamentul României. Am luat decizia că astăzi să-mi depun mandatul de prim-ministru. Decizia pe care am luat-o are un obiectiv foarte precis. Odată exprimată voința cetățenilor, trebuie demarate negocierile pentru formarea unui nou guvern. România are nevoie de un guvern responsabil, de un guvern care să reprezinte voința cetățenilor români care își doresc modernizarea României, dezvoltarea României, și decizia mea de astăzi vreau să arate un lucru foarte clar. Că nu mă cramponez de funcția de prim-ministru, că negocierile care vor urma trebuie să ducă la un guvern format din formațiunile politice de centru dreapta, care susțină cu claritate orientarea euroatlantică a României și care vor cu adevărat să utilizeze toate resursele pe care le va avea România la dispoziție și de asemenea să fructifice oportunitățile pentru a putea să crească calitatea vieții pentru fiecare dintre cetățenii români. Îmi închei mandatul de premier după un an și o lună în care România s-a confruntat
cu o perioadă extrem de dificilă, în care românii, alături de ceilalți cetățeni ai lumii, s-au confruntat cu o pandemie și cu o criză economică fără precedent. Am încercat să-mi fac datoria față de România și plec din funcția de premier cu conștiința datoriei împlinite. Tot ce a fost omenește posibil, atât eu, cât și colegii mei din echipa guvernamentală am făcut. Am încercat să găsim răspunsurile potrivite la toate provocările cu care s-a confruntat România. Pe 6 decembrie, românii care au participat la vot au decis componența viitorului Parlament. Obiectivul pe care îl am este acela de a construi o majoritate parlamentară care să nu cuprindă PSD. Obiectivul perioadei care va urma este acela de a fi implicat în negocierile pentru formarea unui guvern care să ofere românilor garanția unei direcții corecte pentru România și garanția unei capacități de a utiliza toate resursele și toate oportunitățile pe care România le va avea la dispoziție în următorii 4 ani. Guvernul, după demisia mea, va fi condus de un membru al cabinetului, care va fi desemnat de președintele României. De asemenea, am încredere că în negocierile care vor fi declanșate de președintele României, vocea rațiunii va triumfa și vreau să spun foarte clar, demisia mea vreau să arate un lucru limpede. Nu mă cramponez de nicio funcție. Nu pun condiții. Pentru mine, interesul României este deasupra interesului Partidului Național Liberal și deasupra intereselor mele personale. Am convingerea că în zilele care vor urma, negocierile vor duce cu adevărat la un guvern care să aibă capacitatea de a duce România înainte, de a face față provocărilor cu care ne confruntăm și mai ales de a pregăti relansarea economică a României după ce vom trece de pandemie. Le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de noi în grelele bătălii pe care le-am dus în acest an de zile. De asemenea, vreau să le transmit cetățenilor români că orice măsură pe care am luat-o, chiar dacă a generat efecte nefavorabile pentru oameni, a fost luată cu un singur scop, și anume acela de a apăra sănătatea și viața românilor și de a apăra locurile de muncă ale românilor. Am convingerea că în viitoarele negocieri, Partidul Național Liberal va avea capacitatea de a da premierul României și de a forma coloana vertebrală a viitorului guvern care să realizeze saltul în dezvoltarea economică de care are nevoie România. Vă mulțumesc! Am luat decizia azi să-mi depun mandatul de prim-ministru. E anunțul prim-ministrului României, Ludovic Orban.
la o zi după ce PNL-ul pierde alegerile parlamentare. Nu mă cramponez de funcția de prim-ministru. Negocierile ce vor urma trebuie să ducă la un guvern format din partidele de centru-dreapta, spune premierul Orban, pe care l-ați urmărit în, făcând anunțul 10 minute, nu mai mult, al demisiei sale sau demiterii. Mă întorc la invitații mei, Sorin Roș-Castănescu, ați avut, cum să zicem popor, gura aurită, maestre, și avocatul Mihai Drăgan, și într-adevăr, mai multe surse convergente anunță interimatul doamnei Turcan. Ce știm despre doamna Turcan? Căci pe toți ne preocupă ce urmează după aceste anunțuri. Urmează marea vaccinare cu armata sau fără, urmează un guvern care se va naște din chinurile acestei crize politice. Vă rog. Eu? În primul rând să fie țărâna ușoară lui Ludovic Orban și vă anunț încă de pe acum că își pierde și poziția de președinte PNL și că în locul lui, la fel cum în locul lui la guvern, e preconizat să vină Siegfried Bureșan, în locul lui la partid este preconizat să vină Rareș Bogdan. Deci vă anunț ca să nu... să o punem deoparte, să nu spunem că s-a zis acest... Oameni buni, dar când au avut timp de azi noapte, noi nici nu ne-am dezmeticit numărând, ca jurnaliști, desigur, uitându-ne la sediile partidelor, la BEC, chiar BEC anunță rezultatele oficiale acum, în 15 minute, 100%. Vedem dacă PMP-ul intră sau nu și cum arată această coaliție, COCOPO, CDR, cum s-o numia, a Dreptei Unite. Asta vrea să facă Klaus Iohannis, să vedem dacă iese COCOPOCO. Să vedem dacă iese această coaliție. După părerea mea, nu o să iasă acest COCOPOCO. Întrebarea este... Chiar dacă o să iasă, o să fie o nenorocire. Stați un pic, până la COCOPOCO de dreapta, stați un pic, era premeditat acest moment? Adică președintele, când ne-a spus tuturor, mergeți să votați, dar mie o să-mi guverneze PNL cu USR, se știa că va fi mazilit Ludovic Orban? Pentru că n-au timp de azi noapte până azi să-l numească pe Rareș Bogdan la partid, pe prietena de cafea doamnei prime doamne, doamna Turcan, vicepremiera, premiera interimară, n-au avut timp de toate astea. Întreb și eu. Da, jocul de șac, trebuie să vezi câteva mișcări înainte. Președintele a văzut două, trei mișcări înainte. Deci era normal să își ia aceste rezerve și să vadă cum va proceda dacă Ludovic Orban cade în cap, ceea ce s-a și întâmplat. Dar eminamente și exclusivă vina lui Ludovic Orban? Sunt nemulțumiri în partid. Vina este a lui Klaus Iohannis, dar el nu se poate sinucide, pentru că are un ego foarte puternic și este președintele României în definitiv. Am văzut deci ce ego să are. Găsească un țapiș pășitor. Am văzut ego-ul său la 1 decembrie, Arcul de Triumf și ego-ul. Am văzut cu toții asta. Spuneți-mi altceva, domnule Drăgan. Stați că m-am zăpăcit și eu. Nu, că vă zic, ordine mai, mai întâi o singură chestiune. Din punctul meu de vedere, este prima măsură bună luată de domnul prim-ministru de când este prim-ministru, că își dă demisia. A fost o guvernare catastrofală, a fost o guvernare absolut haotică, în care singurul interes nu a fost cel al românilor, a fost al unor români, respectiv gașca din jurul domnului Orban, care la un moment dat a intrat în coliziune inclusiv cu domnul Iohannis, dacă vă amintiți. Pe de altă parte, se vehiculau de mult aceste variante, că indiferent de rezultatul alegerilor, Orban nu va mai fi prim-ministru, ci va merge președinte la cameră. Ca să înțeleagă lumea, la Camera Deputaților. La Camera Deputaților. S-a promis că așa e România. Așa a existat o negociere, se vehicula și Camerei Deputaților. Absolut. În plus, s-a văzut foarte tare că domnul Orban a început foarte curând, de la momentul preluării mandatului, să sufere de un egocentrism și de o aroganță incredibilă și absolut nejustificată, având în vedere reprezentativitatea în Parlament, care era mai mult decât fragilă. A avut impresia, după modelul domnului Iohannis, că este purtătorul de cuvânt și purtătorul de mesaj și purtătorul de dorințe al poporului român. Practic, poporul român trebuia să se plieze dorințelor acestuia. De asemenea,
Cred că a enervat foarte tare și faptul că tot timpul se raportau la un alt partid politic. Nu are importanță cum se numește acel partid politic, dar s-a văzut că principalul target, în afară de a face bani cu măști, ventilatoare și așa mai departe, și foarte multe promisiuni și bani cheltuiți absolut aiurea, s-a văzut că principalul target este scoaterea pe tușa a Partidului Social Democrat. Iar eu cred că populația a fost destul de enervată de această, de acest target care părea a fi așa un nod gordian, cum să zic eu, principala astea preocupare. Astea sunt discuții de culise și scenarii. Domnule Sorin Roșca Stănescu, demisia lui Orban pare aproape intempestivă. De ce nu s-au așteptat, pentru că liberalii clamează că sunt partid democratic, chiar cu toată pandemia asta și măsurile anunțate de pe azi pe mâine? Vreau să mai zic de ce nu au așteptat aprilie, când au congresul liberalii? Să vină dosarele penale. Să vină dosarele penale. Țineți minte ce vă spun. O să vină dosarele penale. Eu zic că da. Demisia este demisie. Va exista un premier interimar. Vicepremier. Câteva zile, președintele Klaus Iohannis, nerespectând Constituția, va numi un premier, un candidat de premier și apoi vom vedea 10 zile ce se va întâmpla. În ceea ce privește partidul, după opinia mea, foarte repede, Ludovic Orban va fi forțat să demisioneze. Și dacă va demisiona, președinte interimar va fi Rareș Bogdan. Și după opinia mea, Rareș Bogdan are toate șansele să ajungă la viitorul congres și președintele PNL. Și toate astea rapid, pentru că au congresul liberalii în aprilie. Dar nu e ăsta un puci în partid împotriva și la adresa lui Ludovic Orban? Nu, în politică cine pierde își rupe gâtul. Asta este regula în politică. În politică, cine pierde, mă refer la președinții de partid, trebuie să demisioneze sau sunt demiși și sunt maziliți. De acord. Că poate să rămână undeva în cercul restrâns al puterii partidului, este altă discuție, în măsura în care au fost președinți de ispravă. De acord, dar ar mai fi o chestiune foarte importantă de spus. Să știți că, din ce știu, Ludovic Orban era destul de izolat și în cadrul PNL-ului. S-a pus într-o poziție extrem de antagonică, că încă nu avem o fuziune dusă până la capăt între PDL și PNL. Grupare... Nici nu o să fie dusă vreodată până la posibil, capăt. Foarte posibil. Grupare PDL, a fost foarte marginalizată din ce cunosc eu. Iar uitându-mă așa sumar pe rezultate, am văzut că totuși rezultatele bune ale PNL-ului sunt în fiefurile PDL. Deci, din punctul meu de vedere, Ludovic Orban nu prea are cum să mai stea în funcția de președinte al PNL, mai ales că urmează o perioadă în care cel puțin partidul de guvernământ, pentru că va fi partid de guvernământ, trebuie să nu aibă o schismă foarte vizibilă și foarte abruptă în interiorul său. Sper că sunteți de acord. Nu fiți, vă rog, atât de sigur că PNL va fi partid de guvernământ. La început va fi. Pentru că încă nu se știe ce se va întâmpla. Eu cred că vom avea deocamdată guvern PNL și cred că și PSD-ul îi convine chestia asta. PSD-ul cred prof... că, vă rog. Cred că e quasi imposibil ca să se formeze o majoritate anti-PSD. Așa cum vrea Klaus Iohannis. Doar dacă se forțează alegerile, se fraudează, de fapt, alegerile și este, așa cum se pare că se și întâmplă, este adus PMP-ul peste pragul de 5%, ceea ce ar fi o falsificare grosolană a alegerilor într-un moment în care PSD n-a mai fost atent. În 6 minute ar trebui de la biroul electoral central să auzim cu urechiușele noastre, să vedem cu ochișorii noștri rezultatele finale ale alegerilor de ieri și, sigur, toată atenția e îndreptată să vedem dacă PMP-ul trece pragul ăsta. Dumneavoastră sugerați că statul ăla din pădure, paralel sau din umbră, ar lucra
ca el să fie introdus în Parlament. Eu discuție o facem la fel cum nu eu vreau să... Eu vorbesc despre statul subteran, eu nu discut de statul paralel. El e botezat în toate felurile. Și în cazul acesta, statul subteran este STS-ul, adică un serviciu secret, militarizat, singura instituție din Europa care numără alegerile votanților. În restul țărilor europene nu se întâmplă așa o măgărie. Avem o primă reacție în plan politic din partea liderului PSD, Marcel Ciolacu, cel care și-a securizat funcția odată cu rezultatul alegerilor parlamentare, nu-i așa? Spune interesantă declarația domnului Ciolacu, o să vă rog să o comentați. E un gest iresponsabil, apropo de demisia lui Ludovic Orban. Nu poți lăsa țara în haos, în plină criză sanitară. Orban își dă demisia pentru că a pierdut, dar PNL vrea guvern pentru că a câștigat? Se întreabă, de acord, retoric, domnul Ciolacu. Ce părere aveți? Deci nu vreau să îl demonizez mai mult decât merită pe Ludovic Orban. Nu e un gest irresponsabil al lui Ludovic Orban. I s-a cerut să demisioneze de către Klaus Iohannis. Dar atât de simplu e, iertați-mă că fac pe naivul, dacă Iohannis îmi spune nu crezi în vaccin, dar vaccinează-te, toți ne executăm? Poate că nu e cel mai bun exemplu. Dacă vreți să vorbim despre vaccin, e o chestie și mai gravă, pentru că România este singura țară în care armata organizează vaccinarea populației. În nicio altă țară nu se întâmplă așa ceva. În Statele Unite, Pentagonul a dat declarație oficială prin care spune că nu se poate implica în vaccinarea populației, ci doar asigură spitale, infrastructură, dacă este nevoie și așa mai departe, dar niciun caz nu organizează vaccinarea populației, că nu este treaba armatei să facă așa ceva. De ce oare în România este treaba armatei? De ce? Pentru că această guvernare vrea să impună cu forța. Este foarte simplu. Nu este foarte simplu, nu. Greșit. Este mult mai comod și este apanajul celor care au impresia că dețin adevărul absolut să nu dea argumente, ci doar să spună trebuie să faci așa pentru că așa vreau eu. Iar dacă ar fi să caracterizez într-o frază această guvernare de la momentul la care domnul Iohannis și-a adus guvernul meu hashtag 2, că primul a fost Cioloș, cam așa aș caracteriza. Noi știm cel mai bine, noi știm ce aveți de făcut, faceți așa ca așa trebuie. Români, pentru români. Păi, pe românii mai întreabă cineva, uite că românii au răspuns și ne întrebați. Și gândiți-vă ce absenteism a fost. Dar știți de ce? Pentru că sunt dezamăgiți și de partea cealaltă a paharului. Eu nu vreau acum să favorizez sau să țin partea nimănui. PSD a făcut o glumă de opoziție până astăzi. Cu un lider de talia lui Dragnea, PSD-ul ar fi avut 50%. Nu-l iubesc pe Dragnea, nici nu-l urăsc, n-am nicio problemă. Mă refer la leadership-ul politic, mă refer la opoziția aceea adevărată în care efectiv îi toci puterii, toate greșelile, nu-l dai jos pe Orban și după aceea îl votezi la două mâini pe Orban. Îmi pare foarte rău. Deci, să știți, absenteismul ăsta trebuie să fie cel mai adevărat semnal de alarmă pentru clasa politică. Amintiți-vă toate discuțiile pe care le-am avut în ultimele săptămâni. Dezamăgirea pe care ați observat-o la mine. Aia este, 70%. În aia se manifestă dezamăgirea. În aia s-a conturat. E foarte corect ceea ce spuneți. Este un prag istoric. Deci niciodată în istoria groaznic. Groaznic. Nu s-a întâmplat așa ceva. Cu Leșa ai semănat, nu? Președintele țării a insistat pentru aceste alegeri, nu publicul a sancționat ca atare. Nu sunt de acord cu dumneavoastră, nu președintele. Haideți să nu mai dăm totul pe o singură persoană. Avem partide la putere, avem opoziție, sigur, avem susținut, președinte și în cele din urmă avem societate. Pentru că clasa politică, oricât ne place nouă românilor de rând să înjurăm, este oglinda societății. Mare atenție, ăștia suntem. Ăștia reprezentăm. Ăștia ne reprezintă până la urmă. Cum pică, maestre Roșca Stănescu, criza politică de la București, iată, cu demisia anunțată acum câteva zeci de minute de premierul Orban,
pierderea alegerilor de către liberali, o țară în aer, în plină criză pandemică, cu cifre măzluite, nu? Cu infectările de, cu noul coronavirus. Pentru că se știu lucrurile astea, dar cum pică în ochii partenerilor externi? Cum pică la Bruxelles, de unde așteptăm să pice din cornul abundenței miliardele alea? Vă întreb. Acele miliarde erau sau sunt sau vor fi, să ne ajute Dumnezeu să fie, împrumuturi. Deci acele miliarde nu sunt de pomană. Noi suntem un membru al Uniunii Europene. Uniunea Europeană, numele nostru și al altor state, a angajat împrumuturi de la bănci și împrumută la rândul ei Uniunea Europeană, în baza acestor împrumuturi, statele membre aflate în nevoie cu dobânzi. Deci, ca să ne înțelegem foarte bine, aia nu sunt bani, așa cum a sugerat și sugerează în continuare Klaus Iohannis, oferiți de pomană statului român. Nici pomenare de așa ceva. Sunt bani cu dobândă, credite pe care noi le angajăm, pe care trebuie să le restituim și mai mult trebuie să le angajăm în anumite condiții și care sunt puse tot de Uniunea Europeană. Și care nu vor veni, nu vor veni de îndată, așa cum sugerau mai mari zilei. Iată, sigur, nici nu au făcut coaliția împreună cei de la USR, domnul Ghinea, Cristian Ghinea, europarlamentarul userist de la Bruxelles, iese în presă astăzi și spune că dezastru pentru România abia urmează. Bruxelles va refuza Planul Național de Redresare și Reziliență, ține-mi minte, acum o săptămână prezentat onor de tot guvernul cu Iohannis la Ministerul Fondurilor, apropo de cornul abundenței, va refuza planul acesta întocmit de echipa lui Orban. Și mai spune domnul Ghinea, dă din casă, nu? Așa se le spune, că doar fac cocopou împreună. USR Plus transmite liberalilor că Zicfri Mureșan, europarlamentarul luat de la PMP, e cel mai indicat om pentru a-i urma lui Orban la Palatul Victoria. Ce spuneați, maestre Roșca Stănescu? Și întrebarea e, cine e Zicfri Mureșan? Nu prea știe lumea. Vă spun eu cine este. Este omul de casă al cancelarului Angela Merkel. Este cel mai loial slujitor al popularilor europeni. Are și o funcție importantă, e purtător de cuvânt al popularilor europeni și, repet, este un mare om de încredere al statului german. Și asta deci cum este... ne pică? E bine sau e rău? Că parcă ne-am dorit să fim colonie după din totdeauna. După părerea mea este foarte rău, pentru că noi avem nevoie de oameni de încredere ai statului român. Nu ai statului german, nu ai statului american, nu ai Federației Ruse, nu ai nu știu cui. Noi avem nevoie de pământeni care să iubească acest popor și acest pământ și să fie credincioși românilor. Așa e, maestre, dar cine mai e curat? Că dacă te uiți în partea asta la Partidul Aur, care apare, i s-a spus din spuma mării, așa o metaforă neaoș. Aurul a apărut, spune domnul Dâncu, de la PSD, dar înainte de toate e mare sociolog, din cauza aroganței și a lipsei de dialog cu oamenii în pandemie. Și are dreptate. Dar dacă nu-l luăm pe Zicfri Mureșan, că n-ar fi autentic, îl luăm pe domnul George Simion de la Aur, care și dânsul are o conferință de presă acum, nu știu dacă mai apucăm să-l vedem. Cum comentați asta? Despre dânsul s-a spus că vine pe filiera rusă, că a fost cetățean al Republicii Moldove, că e susținut de Sputnik. Am postat un material extrem de stufos și de complet despre acest domn. Acest domn este în mod cert, conform probelor pe care eu le-am administrat în scris astăzi, acum câteva ore, pe site-ul meu, un produs al serviciilor. Deci este fabricat. Este ale noastre sau ale altora? Că aici e discuția. Nu, ale serviciilor noastre. Ale serviciilor noastre, fără niciun fel de îndoială. Asta nu înseamnă că e vreun patriot, dacă e al serviciilor noastre. Înseamnă doar
este o păcătură și atâta tot. Bună seara, Alexandru Rafila, în direct la Metropola, la Prime Time. Bună seara, domnule Rafila. Bună seara, bună seara. Putem spune bună seara, domnule prim-ministru. Știți că se caută prim-ministru de vreo oră, nu mai avem prim-ministru. Acum știți cum e, se caută, trebuie să fie și găsit până la urmă prim-ministru. Păi v-au găsit pe dumneavoastră, PSD câștigă alegerile, sunteți prima propunere a PSD-ului în negocierile care încep, știm noi, de mâine la Cotroceni. Da, eu sunt mai rezervat. Așteptăm să vedem cum se vor desfășura aceste negocieri și atunci sigur că o să pot să am și un punct de vedere mai articulat. Domnule prim-ministru, propus de PSD, dacă acceptați acest apelativ, cum comentați demisia prim-ministrului actual Ludovic Orban? Sincer să fiu, nu am înțeles-o, pentru că oricum mandatul actualului guvern urma să se termine peste câteva săptămâni, în momentul în care se validează alegerile, se întrunește nouă parlament și atunci sigur că în momentul în care un nou guvern putea fi investit, se încheia mandatul actualului guvern și putea să fie o perioadă de tranziție scurtă. Așa se va fi o perioadă de tranziție lungă, care va dura câteva săptămâni și nu știu în ce măsură lucrul ăsta este posibil sau este recomandabil, dacă vreți, într-o situație de criză majoră, cum este cea de acum, în care e urgență de sănătate publică, dar și economică și cred că și socială, pentru că multă lume a rămas fără serviciu, există probleme foarte serioase, inclusiv la direcțiile județene de protecție. Deci există foarte multe probleme care cred că trebuie gestionate de un guvern cu deplină capacitate de decizie. Un premier... Domnule Rafila, vă rog, da, Zorin Roșca Stănescu, vă rog. Orban, guvernul 2.5, am spus până acum, pentru că de 2.5 a fost demis. Acum, dându-și demisia, e guvernul 3.5, dar el în continuare poate guverna încă 2 săptămâni după demisie, conform legilor. Vă rog. Nu am auzit absolut nimic din ceea ce a întrebat probabil domnul Roșca Stănescu. Da, din păcate nu se poate prin conexiune. O să fac eu o retroversiune, dacă îmi permiteți, domnule Rafila. Sorin Roșca Stănescu remarcă faptul că vorbim de un guvern Orban 3 care asigură acest interimat, care, maestre, spuneți că ar dura câteva săptămâni bune. Eu mă gândesc că întâi trebuie validate alegerile, noul parlament trebuie investit. E o procedură care durează, nu se rezolvă în 3-4 zile și chiar nu înțeleg care a fost motivația acestei decizii, mai ales că eu înțeleg că recunoaște înfrângerea politică în acest moment, dar până la urmă responsabilitatea gestionării treburilor unei țări cred că revine până la sfârșitul mandatului. Criza politică e una, domnule Alexandru Rafila. Aș pune în subsidiar această chestiune pentru că oamenii și-au arătat, au arătat ce doresc, au sancționat ca atare pe unii și au apreciat pe ceilalți. Nu putem face abstracție de faptul că ne aflăm într-o plină criză epidemiologică înaintea celei politice, care e surmontabilă, nu? Cifrele. Este surmontabilă și cu cât măsurile sunt mai coerente și luate mai din timp, exact, cu atât impactul asupra vieții sociale și economice este mai redus. Din păcate, din rațiuni electorale, probabil, măsurile pe care au fost luate în ultimele 6 săptămâni au demonstrat că acest lucru nu a fost posibil și eu mă aștept ca în perioada următoare, dacă ne revenim din punct de vedere al modului de testare al persoanelor infectate, dacă reușim să asigurăm asistența medicală... Păi asta e discuția, domnule Rafila, ne mai revenim, pentru că ieri, numai ieri, rata de infectare a ajuns la 41%. Păi a ajuns la 41% pentru că am făcut doar un sfert din testele care se făceau de obicei. Și atunci, evident că cu cât cauți mai puțin, cu atât numărul de cazuri proporțional cu numărul de teste este mai mare, dar
cifra este departe de realitate. Adică, probabil că în realitate sunt cel puțin de 3-4 ori mai multe Bun. Cazuri. Bun. Deci ne permitem, domnule Rafila, în criza asta, un guvern interimar moale, care să nu ia soluția radicală a unui lockdown sau o testare masivă sau lucruri de care au fugit ca dracu de tămâie în campania asta electorală politicienii? Evident, asta vă spuneam și eu, pentru că trebuie puțin curaj, asumare publică, pentru că până la urmă guvernarea reprezintă o problemă de responsabilitate și de competență categorică. Dacă aceste două elemente nu sunt întrunite, sigur că discutăm de un guvern slab și nu discutăm de un guvern care este în slujba cetățenilor, discutăm despre altceva. E o problemă, eu nu vreau să mă implic în această discuție pentru că l-avem pe domn profesor care până la urmă este o somitate în materie. Cred că pericolul cel mai mare este criza politică. Pentru că am fost foarte atent la ce a spus dumneavoastră din partea europarlamentarului USR, nu mai știu cum se numește. Cristian Ghinea. Cristian Ghinea. Faptul că ne aflăm în această situație, distribuție în Parlament, o să, și faptul că PNL-ul vrea să păstreze guvernarea și să-și impună primul ministru, va conduce la foarte multe concesii pe care PNL-ul va trebui să le facă. Iar aceste partide care totuși au obținut niște procente minore. Bun, USR-ul are 15% sau probabil va fi pe la 15%, dar va putea să pună condiții inclusiv PMP-ul dacă intră. Va putea să pună condiții UDMR-ul, condiții grele. USR-ul, vă dau eu din casă, USR-ul are una dintre condiții să li se predea pur și simplu ministerele negociate. Adică, dacă ne-ai dat ministerul X, nu-ți pui tu de la alte partide secretar de stat. Nu, din cap până în picioare trebuie să fie ministerul SR. Chestiuni care într-o democrație nu există. Dar, având în vedere distribuția, având în vedere faptul că se exclude din start o discuție între PNL și PSD, care ar asigura o majoritate Cine echilibrată. Cine spune asta, domnule Rafila? Domnul Iohannis. Dumneavoastră PSD-ul excludeți din start negocieri cu PNL-ul? Cu SR-ul nu le-ați exclus, le exclud ei. Cred că și domnul Ciolacu a zis la un moment dat că nu vor face guvern cu PNL-ul. Da, este adevărat. În condițiile în care conducerea în această perioadă a fost autoritară din punct de vedere al deciziilor, cu toate că deciziile n-au fost de autoritate profesională și de autoritate administrativă, au fost decizii care au fost condiționate exclusiv de campania electorală. Și atunci, sigur că e greu să discuți cu un partid care, în mod evident, s-a opus rezolvării unor probleme de interes general pentru cetățeni și, în momentul de față, după cum vedem, mai mult încearcă să perpetueze un astfel de stil de conducere. Domn profesor, dacă îmi permiteți, dumneavoastră în politică sunteți nou, eu nici măcar nu exist, dar vreau să vă spun ceva, sunt votant și cred că ar trebui ca partidul, oricare dintre partide, să se mai uite și la electorat, la cei care au pus ștampila, pentru că la sfârșitul zilei, procentul acesta pe care l-a luat PSD-ul, care nu e un procent bun, având în vedere ce a fost în 2016, dar este un procent bun având în vedere la ce se așteptau foarte mulți și la cum a fost atacat PSD-ul în ultimii ani. Deci, reiau, acest procent se datorează unui vot și unui vot negativ la adresa actualei puteri. Și ăsta trebuie să fie un mesaj. Cred că cei care v-au votat vor un pic mai multă vigoare și o opoziție adevărată. Și, într-adevăr, vor specialiști ca dumneavoastră, ca domnul Cercel, chiar ca Gabriela Firea, care știe administrație și deja are o experiență. Cam asta a vrut electoratul. Ați avut o listă care a convins. Despre asta este vorba. Da, e adevărat și cred că o opoziție mai viguroasă, cum spuneți dumneavoastră, nu trebuie să fie neapărat o opoziție distructivă, ci una constructivă care să vină și cu soluții. Știi? 100%. Eu cred că menirea noastră asta o să fie în perioada următoare în Parlament, să venim cu propuneri legislative care să poată să corecteze sau să îmbunătățească anumite zone sensibile, sănătatea fiind una dintre ele. Mai ales că acum noi lucrăm cu o lege asumată de Partidul Național Liberal prin răspunderea guvernului 2006, legea 95, care a suferit peste 2000 de amendamente și care practic nu răspunde niciun fel cerințelor actuale ale sistemului de sănătate din România. Eugen Tomac și... Rafila, nu vă faceți iluzii. Am fost senator
și vă pot și am inițiat mai multe legi și vă pot spune că am fost foarte dezamăgit în final. Nu vă faceți iluzii. Veți încerca să inițiați legi și colegii dumneavoastră de Parlament nu vă vor susține și nu vă vor susține nici ceilalți. Va fi foarte iluzii complicat. Nu fac, dar totuși poate că o să avem un pic de aplecare pentru nevoile acestei țări la un moment dat. Nu știu, mă gândesc. Eu vă urez succes, la fel cum mi-au urat și alții mie, dar vă spun că este foarte complicat, pentru că Parlamentul României nu funcționează așa cum trebuie să funcționeze un parlament într-un stat democratic. Am înțeles. Să vedem. Eu sunt curios, nu am experiență parlamentară, așa că totdeauna începătorii mai au și noroc câteodată și poate... Domnule Rafila, dezamăgit, să știți, dar lăsați dezamăgirile că spunea domnul Dâncu aseară, deocamdată azi s-a întâmplat ca PSD-ul să recupereze din ce a pierdut, din handicapul de imagine și a reconvins lumea, dar până la urmă asta nu ține de foame, oameni buni. Negocierile politice, sigur că sunteți începători în ale politicii, cum admiteți, domnule Rafila, nu și specialistul pe care lumea îl știe și îl creditează, nu? Epidemiologul care ne-a vorbit de atâtea ori de cât de gravă e situația prin care trecem, dar dacă s-au cristalizat la partid acolo la dumneavoastră cumva negocierile, cum veți face o majoritate parlamentară dacă vi se arată cumva? E adevărat, nu trebuie să negociați la televizor, să ne dați din casă, dar dați-ne un hint, un pont. Pentru că uite, Tomac de la PMP spune că n-are ce să negocieze cu PSD-ul. Singurul pont pe care vi-l pot da în momentul de față este legat de ceea ce spune de fapt și președintele partidului, că așteptăm confirmarea rezultatului alegerilor și să vedem alocarea numărului de voturi la redistribuire la nivel local și național și atunci sigur că o să știm exact pe ce anume contăm și așteptăm să vedem care vor fi pașii următori, pentru că și președintele va face în mod evident anumiți pași în această perioadă și cred că așa este Constituția în România, nu, sunt pași care nu pot fi neglijați. Eu sper să existe suficientă înțelegere legată de mesajul transmis de alegător și să putem să avem o discuție deschisă și onestă care să ducă la găsirea unei soluții pentru această situație de criză și eu cred că Partidul Social Democrat are suficiente argumente profesionale și politice ca să poată să îndeplinească acest lucru. Dincolo de asta, domnule Rafila, o ultimă întrebare și nu vă mai reținem. Ce să se aștepte oamenii pentru sărbători? E luna cadourilor, toată lumea aleargă încolo încoace, vrea să-și vadă prietenii, rudele. La ce să ne așteptăm? Toți au temut și sondajele au vorbit despre asta, de un lockdown. Pe de altă parte ne uităm, Grecia prelungește restricțiile în continuare, Portugalia la fel, etc. La noi ce o să fie? Păi noi practic nu mai știm ce se întâmplă în România de vreo câteva săptămâni. Lucrurile sunt în mod evident scăpate de sub control din punct de vedere al acordării asistenței medicale. Și eu cred că chiar în eventualitatea unui guvern cu de prerogative restrânse, unui guvern interimar, opinia mea este că vor fi obligați de situația reală să ia anumite măsuri care vor fi impopulare, dar probabil că acum nu vor mai avea reținere având în vedere că alegerile au trecut. Și aceste măsuri, de fapt, sunt rezultatul inacțiunii din ultimele 6 săptămâni. Și în mod miraculos să vedem cu toții că apar din nou cifrele astea reale, cumva, că eram la un platou de 10.000, suspect a scăzut, ați remarcat și dumneavoastră public, la 2.000, la 3.000, la 4.000. A scăzut pentru că nu s-a mai căutat cazuri. Da. Deci n-a fost nicio minune. Minunea a fost în România. Pe măsură ce numărul de cazuri creștea, numărul de teste scădea și evident că lucrul ăsta s-a reflectat ulterior și în reducerea artificială a numărului de cazuri. Domnule Rafila, mulțumim tare mult, vă mai așteptăm, chiar o plăcere și o surpriză. Vă urez succes la negocieri. Seară bună și sănătate. Sorin Roș Castănescu, domnule Mihai Drăgan, ne apropiem de finalul. Mi-a făcut mare plăcere să-l ascult pe domnul Rafila. Este un om pe care îl apreciez în mod deosebit. Îl deplâng pentru că
intră în politică și va trece și el prin purgatoriul prin care am trecut eu în Parlamentul României. Îmi pare foarte rău pentru domnia sa, sper să aibă succes acolo, sper să reziste, sper să nu fie foarte dezamăgit. Să-i dea Dumnezeu sănătate și succes. Aș spune și eu două vorbe. Vă rog. De ce am spus despre Ludovic Orban că este prima măsură a guvernului, sau mă rog, în calitate de prim-ministru, pe care o aprob și care este foarte bună, aș da demisia? Pentru că la acest moment istoric, cred că trebuie să fim într-o cât mai strânsă colaborare cu organismele europene, adică să ne corelăm. Înțeleg de la dumneavoastră că a dat din casă un europarlamentar, nu știu dacă același, cred că același, domnul Ghinea. E cel mai greu, credeți-mă, de la USR. Așa. Da, probabil. A dat din casă în sensul că planul propus de guvernul Orban va fi respins. E, vedeți dumneavoastră, ca să fii admis, trebuie să ai un dialog, trebuie să fii băgat în seamă, trebuie să ai legături și relații. Domnul Rafila este o persoană care este recunoscută pe plan internațional. Deci nouă astfel de persoane ne trebuie în acest moment să reprezinte România. Nu domnul Orban, care a fost chemat la ordin, în 5 minute te prezinți la Paris să-ți explicăm ce ai de făcut. Clotil trebuie să câștige alegerile în următoarele 3 zile, așa am auzit. Trebuie să cumperi nu știu ce materiale din acestea de război. Chiar ați auzit bine. Noi intrăm în război nu știu cu cine. Cred că domnule avocat, mai stăm în ceas noi împreună cu domnul Radu Țin, cu medic ATI Floreasca, maestre Sorin Roșca Castănescu. Ce înțelege lumea cu permutările astea politice? Pleacă Orban, dar pleacă tot bine. Pleacă mai bine. Al treilea om în stat la Camera Deputaților. Nu fiți sigur. Nu, rămâne pe tușă. Dosarele vin. Credeți-mă. Bun. Pleacă o camarilă, vin o camarilă. Aia lui The Number One. Aia doamnei Turcan. Lumea ce înțelege? O să vedem. În general, în politică, președinții care pierd atât de lamentabil cum a pierdut Ludovic Orban sunt maziliți. Sunt maziliți și nu vor mai deține nicio funcție decât în cel mai bun caz funcții simbolice. Nu-i cam tânăr pentru a avea funcție onorifică? Nu e Ion Iliescu, care a fost președinte onorific până mai de ună zi la PSD? Deci eu vă spun din... Uitați-vă la ce s-a întâmplat în toate partidele politice. Cine pierde, mazilit. Vedeți cel mai recent episodul Viorica Dăncilă, nu? Evident. Vă mulțumesc, maestre Roșca Stănescu. O reală plăcere. Vă mai aștept. Mulțumim tare mult. Vă reamintesc. Sănătate, numai bine. Am luat decizia să-mi depun mandatul de prim-ministru, anunțul făcut acum un ceas de actualul prim-ministru Ludovic Orban. Nu mă cramponez de funcția de premier, zice Ludovic Orban. Obiectivul meu e de a construi o majoritate parlamentară care să nu cuprindă PSD. PSD, care e de departe câștigătorul la mare distanță, 5% e ceva al alegerilor parlamentare. Ține vine la guvern, doamna Turcan, interiman, spun sursele noastre, și The Number One, Rareș Bogdan, la șefia partidului. Comentăm, ne întoarcem după pauză.